Cum a fost anul 2023 pentru câinii străzii și ce ar trebui să facem în anul 2024? Acestea sunt cele două întrebări la care vom încerca să răspundem la podcastul În jurul păzii, în ediția cu numărul 44. Vom face asta apelând la câțiva foști invitați care de fiecare dată când au fost aici alături de noi au spus lucruri extrem de interesante și extrem de profunde. Vorbim din nou despre importanța sterilizării, despre motivele pentru care ar trebui să iei în calcul adopția unui câine bătrân și chiar înainte să aflăm ce ar trebui să facem în anul 2024, avem un bonus foarte interesant despre cum ar trebui să acționăm într-o anumită situație de urgență. Salutare tuturor, sunt Radu și urmăriți podcastul În jurul cozii, podcast oferit de către Rolda România. Cum a fost așadar anul 2023 pentru câinii din România? Câte am înțeles, numărul abandonurilor a crescut, asociațiile sunt arhipline, urmăresc știri în domeniu și am văzut și eu puiuți abandonați, foarte mulți pui aruncați în cutii, în pungi, la periferiile orașului. Deci, din păcate, situația nu a mers înspre bine. Opinia Oanei nu este una foarte pozitivă, dar reflectă, din păcate, realitatea anului 2023. Nu o spune doar Oana, am concentrat aici mesajul ei, o spun multe alte persoane implicate în acest fenomen. Putem însă să facem un lucru care să contribuie enorm la scăderea suferinței câinilor și la scăderea numărului câinilor de pe străzi. Acest lucru se numește sterilizare. De ce vorbim din nou despre sterilizare? Tocmai pentru că foarte mulți oameni nu știu ce este și de ce este atât de importantă. Discuția asta o avem destul de des. Și cel mai lucru pe care trebuie să-l spun tot timpul și pe care îl spun tot timpul este să se gândească la sănătatea animalului și să se gândească că este un animal care este drag și pe care vrea să-l aibă cât mai multă vreme cu el. Cu vârsta apar tot felul de probleme din cauza că o cățelușă nu este sterilizată sau o pisicuță sau că un cățel nu este castrat. Și atunci putem să ajungem și ajungem destul de des în situația în care, pentru că ne-a fost frică de o anestezie la un câine tânăr, sănătos, fără probleme, același câine să trebuiască operat la 10, 12, 14 ani, când deja sunt și alte probleme de sănătate și de multe ori nu mai discutăm strict de sterilizare, discutăm de o infecție uterină, discutăm de chisturi, discutăm de tumori sau chiar cancere mamare, care implică operații mult, mult mai invazive și care, în mare parte, puteau fi evitate printr-o operație când avea un an jumate, 2 sau 6 luni sau nu contează, când era tânăr și sănătos. Și atunci asta le zicem și asta le zic totdeauna. Știu că vă iubiți cățelușul și tocmai pentru că îl iubiți, ar trebui să încercați să-l expuneți la riscuri cât mai mici. Mai sănătos decât e acum, nu o să fie niciodată. Acum e tânăr, sănătos, voios, n-are nicio problemă. Sunt cele mai mici riscuri pe care o să le aibă vreodată în viața lui. Și atunci hai să facem lucrurile în așa fel încât să riscăm cât mai puțin. Foarte importantă precizarea ta. Da, din păcate sunt multe persoane care, nu știu, sau este o frică cu adevărat reală sau în unele cazuri această frică reprezintă doar o scuză, sigur, depinde de la persoană la persoană. Și din răspunsul tău înțeleg că tu ești pro-sterilizare. De ce devine asta o întrebare? Pentru că chiar aici la podcast am avut invitați din țară care ne-au mărturisit că au intrat în contact cu anumiți medici veterinari care nu recomandau sterilizarea. Am cățelușă, cățelușa mea este sterilizată și nu mi-am pus vreodată problema să nu o sterilizez. Avem foarte, foarte mulți pacienți care au probleme legate de faptul că n-au fost sterilizați respectiv castrați la timp. Probleme care v-am zis. Ajungem la un biometru, deci o infecție uterină, care foarte, foarte des nu dă simptome decât când animăluțul deja e în septicemie. Și atunci nu discutăm despre 99% o să fie bine, atunci discutăm despre stați să vedem dacă putem să îl stabilizăm să intre în operație. Deci deja discutăm de șanse de supraviețuire uneori bune, alteori nu tocmai bune. Și îs unele riscuri pe care nu consider că merită asumate în momentul în care ți-i dragă un cățeluș.
Este clar că Iulia a pus punctul pe i în ceea ce privește importanța sterilizării, o chestiune despre care vom mai vorbi și în 2024, pentru că trebuie promovată cât mai mult posibil. În altă ordine de idei, în majoritatea adăposturilor din țară stau și așteaptă un final de viață mai bun o mulțime de câini în vârstă. Oamenii în principal evită să îi adopte tocmai pentru că sunt bătrâni. Un câine bătrân poate fi însă un prieten necuvântător cum nu ai mai avut vreodată, nemai vorbind despre faptul că poți contribui la scrierea unui final de poveste cu happy ending. Prietena noastră Rita a explicat extrem de frumos aici la podcast de ce să adopți un câine bătrân. Mi-am pus și eu de foarte multe ori întrebarea aceasta, fiind așa part-time rescuer și având foarte multe animale și fostere și încercând să mai dau spre adopție. De multe ori m-am lovit de problema, nu vreau cățelul ăsta, că vreau un pui. Ei, nu știu exact ce beneficii ai efectiv să adopți un câine bătrân, tu ca individ. Însă un puiuț necesită mult mai multă energie, e o asumare pentru o perioadă mult mai lungă de timp, ai de făcut foarte mult training, sunt niște lucruri de luat în considerare. Puiuții de obicei care îi adopți și nu sunt de rasă, nu le știm forma finală de adult. Drept urmare, văd un puiuț, mă aștept să rămână la 5 kg și ajunge la 25. Nici comportamentul încă nu este finisat, personalitatea. Un câine în vârstă, în schimb, are o personalitate deja bine determinată. Deci dacă ajungem să-l cunoaștem, cam știm ce se întâmplă. Este un companion la fel de iubitor ca și un puiuț. Într-adevăr, mai puțină activitate probabil. Eu de multe ori m-am gândit că dacă ar fi să nu am niciun câine, aș prefera să adopt periodic animale în vârstă, în așa fel încât să-i ajut să treacă în ultima parte a vieții lor, să treacă cu bine, să treacă în liniște, să cunoască iubirea, să cunoască confortul și siguranța. Iar câinii ăștia care îi luăm noi bătrâni, mi se pare așa cumva fascinant că au propria lor poveste de viață și cumva te uiți la ei și te gândești, ok, prin câți oameni ai trecut, câți oameni te-au găsit și te-au pierdut și cumva mi se pare un lucru nobil să-i oferi o șansă. Și vis-a-vis de ce discutai tu, că cumva nu e chiar plăcut să te gândești la deces și că e mult mai aproape punctul acela, decesul vine oricum. Vine mai devreme sau mai târziu sau vine la un câine tânăr din cauza unui accident. Nu putem să ne dăm seama când vine. Dar ce putem să facem este să facem perioada aia cât suntem împreună una plăcută și din care avem ce învăța și noi. Da, cu siguranță. Mă gândesc că... În cazul unui câine în vârstă, adoptat, care a trăit majoritatea vieții sale pe stradă, să găsească la bătrânețe un proprietar dedicat, căruia chiar să-i pese de el, este ca un cadou nesperat de la viață. Și, da, într-adevăr, chiar dacă poate timpul acela petrecut împreună nu este foarte lung, dar cu siguranță poate fi unul foarte intens. Cam, da, și cumva e, na, chiar cred că putem să, adică sunt oameni care pot să facă asta, poate sunt unii care sunt mai reticenți la ideea asta sau nu se pot obișnui cu ideea asta, dar sunt convinsă că este un loc și pentru căței mai în vârstă în unele familii. Trebuie doar să avem norocul să găsim familiile alea. Eu am rămas speechless după cuvintele Ritei și sper cel puțin ca mesajul ei să vă pună pe gânduri. Înainte să aflăm ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți situația câinilor din România în anul 2024, avem parte de un bonus foarte interesant adus tot de Rita, care ne vorbește despre ce trebuie să facem, cum trebuie să acționăm atunci când găsim pe stradă un puiuț de câine abandonat. Întrebarea nu a fost chiar atât de simplă, am pus-o puțin pe Rita în dificultate pentru că i-am prezentat un scenariu ceva mai special.
ce trebuie să faci când găsești pe stradă un puiuț de câine abandonat. Dar vreau să merg puțin mai în detaliu și să-ți ofer un scenariu puțin mai detaliat, în sensul în care să spunem că am găsit acest puiuț de câine pe stradă iarna, da, la ora 19:20, este seară și sunt într-un oraș în care nu am urgențe veterinare. Pot să duc cățelul la medicul veterinar abia a doua zi dimineața. Ce fac din momentul în care l-am găsit până dimineața? Păi, depinde ce stare are cățelul, în primul rând, pentru că, clar, dacă e vorba de o urgență, încercăm să facem rost de un medic veterinar, dar dacă cățelușul este sănătos, l-aș pune într-o cutie, dacă încape, sau în ceva și l-aș duce în casă, i-aș oferi niște mâncare, apă, și l-aș monitoriza. Mai mult, faptul că o să-l duc a doua zi la veterinar o să mă ajute la a răspunde întrebărilor veterinarilor, cum ar fi, cum se comportă, mănâncă, bea, urinează, defecă, are stare generală bună, cum vi s-a părut. Și atunci e un plus, dacă animalul este sănătos, e un plus să putem să-l urmărim pentru câteva ore și să vedem ce se întâmplă și cum se manifestă. Iar dacă dorești să-l adopți, atunci încep să faci cumpărături mai complexe. Da, într-adevăr, cu siguranță pot exista foarte multe nuanțe. În mod clar, lucrurile depind în mare măsură de starea cățelului în acel moment în care l-ai găsit. Și te-aș întreba așa o chestiune care s-ar putea să conteze pentru unii. Nu știu, l-ai găsit, vrei să-l ajuți, nu ai un câine acasă, nu ai hrană pentru câini acasă. Ar exista o variantă de mâncare pe care ai putea să-i o dai chiar în acel moment, așa ca o excepție, dacă nu ai acces la hrană pentru câini? Eu aș alege de preferat un piept de pui fiert, fără condimente, fără nimic sau ceva carne. Important este să fie necondimentată. De obicei, laptele poate să ducă la diaree, așa că l-aș evita pentru că ar putea să ne inducă în eroare, să zicem că are o problemă. Dar ceva pe care îl avem noi acasă, ceva carne necondimentată, aș evita totuși toate salamurile și toate lucrurile astea. Dar în cazuri excepționale, ei, o bucată de salam nu a ucis încă pe nimeni, sper. Depinde, da, cu siguranță, dacă googlim această chestiune, vom găsi excepții în lume, se întâmplă multe. Îmi dădeam seama acum în timp ce te ascultam că întrebarea pe care ți-am adresat-o eu face într-un fel aluzie la un scenariu optimist, scenariul în care tu iei acel câine de pe stradă și încerci să-l ajuți. Din păcate, cred că există și varianta în care unii trec efectiv pe lângă acel puiuț și acel puiuț nu este ajutat. Sunt situații și situații. Crezi că, nu știu, putem convinge cumva pe cineva să ajute un câine, un puiuț de câine, dacă în mod general să spunem că nu e interesat de acest subiect? Cred că să ajuți e o chestie care vine natural și fiecare poate să ajute într-o anumită limită. Poate unii pot să ia câinele și să-i găsească stăpân sau să-l adopte, dar simplu fapt că dacă am găsit un câine să mă opresc la primul magazin și să-i cumpăr niște mâncare și să-i o las acolo, e deja un ajutor sau e mai mult decât nimicul pe care probabil alții l-au făcut. Așa că cred că putem să lăsăm un pic de la noi și să ajutăm cât putem de la noi și din timpul nostru și na, restul lucrurilor care contează. Dar asta fiecare rămâne la latitudinea fiecarei persoane, din păcate. Mulțumim din nou, Ritei, pentru informațiile extrem de interesante și de valoroase pe care le aduce de fiecare dată când este invitată la podcastul În jurul cozii. Și acum a sosit timpul să aflăm ce ar trebui să facem în anul 2024 pentru a îmbunătăți situația câinilor din România. Am întrebat-o acest lucru pe Oana acum câteva ediții. În primul rând, proprietarii animăluților ar trebui să fie mai responsabili, dar și instituțiile locale ar putea să ofere un buget
pentru campanii pro-adopții, să se explice ce înseamnă și avantajele adopției, mă refer mai adopției, da, și a sterilizării. Mă refer mai ales în mediul rural. Nu știu de sterilizare. Ar fi foarte important să se ofere campanii de promovare a sterilizării, să le explice despre ce este vorba, chiar să ofere un buget veterinarilor ca să se facă sterilizări gratuite. Cred că acesta ar fi un prim pas. Foarte mulți oameni din mediul rural nici nu știu despre ce este vorba, mă refer la sterilizare. Trebuie educați și oamenii. Alții nu își permit să sterilizeze animăluțele, nu au mijloacele de transport necesare să le ducă la sterilizat. Foarte multe sate nu au veterinar în sat sau, mă rog, veterinar care nu prea știe să facă așa ceva. Deci chiar cred că autoritățile locale ar trebui să aloce un buget pentru asta, pentru sterilizare, în primul rând, ca să se stopeze acest fenomen. Adopțiile să fie încurajate, dar din păcate numărul adopțiilor nu este foarte mare, se adoptă foarte puțin. Citisem o statistică că la 3 câini găsiți de pe stradă, doar unul este adoptat. Așa, în privința mulțitorilor ilegal care chiar fusesem într-o zi, avem noi piața de vechituri, foarte mulți la intrare în piață cu pui de rasă de vânzare. Da? Deci în privința lor ar trebui neapărat făcut ceva și pe această cale, da, poliția animalelor ar trebui să-și facă treaba și să le dea contravenții ca să se potolească. Deci asta ar fi din punctul meu de vedere un mod de a încerca să stopăm acest fenomen. Mulțumim, Oana! Oameni buni, haideți să încercăm să schimbăm ceva în ceea ce privește situația câinilor din România. E clar că lucrurile nu depind numai de noi, dar în același timp e clar că cu cât se implică mai multe persoane în ceea ce privește sterilizarea câinilor, adopția câinilor, pur și simplu promovarea fenomenului, a ceea ce se întâmplă în fenomen, cu atât vom fi mai aproape de ceea ce ne dorim cu toții și anume stoparea suferinței câinilor din această țară. Poate nu pare, dar să știți că ajută foarte mult și un simplu subscribe pe canalul de YouTube Arolda România, acolo unde apare podcastul În jurul cozii de fiecare dată, dar în mod evident și un share la acest episod. La mulți ani tuturor, un 2024 minunat și vă rog eu frumos, lăsați deoparte petardele și artificiile, sunt lucruri mult mai importante care ne pot aduce bucurie. Sunt Radu, numai bine tuturor! Ne învârtim în jurul cozii, dar wow, folos!